Salut! Astăzi vreau să-ți arăt unul din cele mai simple lucruri și anume cum să repari corect o pană. Primul lucru pe care îl faci este să pui lanțul pe cel mai mic pinion, Apoi dai roata jos. dacă e nevoie și cauciucul nu este de unul singur, vei folosi leviere ca să-l poți scoate cu mâna. Trebuie mai întâi să-l dai jos de pe jantă, adică să faci chestia asta pe toată. Tragi cu degetele o margine peste jantă și gata. În acest moment ai două opțiuni. Fie schimbi camera cu o cameră nouă, fie cauți unde e gaura și îi pui petec. Ca să afli unde e gaura, bineînțeles, trebuie mai întâi să o umfli la loc. Cel mai probabil nu vei auzi din prima unde e gaura, dacă nu e destul de grav. Dacă e grav, auzi direct și vezi. Dacă se poate repara, pui un petec, dacă nu, schimbi camera. Dacă gaura nu e suficient de mare încât să o auzi după ce ai umflat camera, va trebui să o iei la ureche și să o rotești până când auzi pe unde iese. S-ar putea să se audă foarte fin, foarte ușor și trebuie să fii foarte atent să fie liniște în jurul tău. În situația de față, nu se aude unde e gaura. Ăsta e și motivul pentru care m-am gândit să fac acest videoclip. Și atunci o să trebuiască să facem următorul lucru. Vom face operațiunea submarinul. Umpli chiuveta cu apă, iei camera și o bagi sub apă și o rotești până ajungi să treci cu toată camera pe sub apă, căutând pe unde iese aerul. Sunt destul de norocos și am găsit deja locul cu pricina. Aici este gaura și voi încerca pe cât posibil să memorez unde este locul găurii. Eventual voi ține degetul. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să șterg camera cu o cârpă. Iar acum voi folosi un kit de reparație antipană cu PTC autoadeziv. Primul lucru pe care îl fac este să iau șmirglu și să îl aplic pe suprafața camerei în locul unde este gaura. Urmând ca acum să aplic petecul, țin apăsat cu degetul timp de 1-2 minute. Lucru super important pe care am uitat să ți-l spun. Vezi, de asta fac videoclipuri de genul, pentru că până și eu uit. Este să verifici cauciucul de spini, tăieturi. Faci lucrul ăsta cu palma pe interior. Încerci să pui palma pe toată suprafața în interior, încercând să simți ceva ascuțit sau care nu ar trebui să fie acolo. Un sfat ca să găsești spinul mai repede este să te uiți pe cameră, cam raportat la ventil, cam unde este gaura și în același loc să cauți pe cauciuc. Eu am găsit de foarte multe ori spinul în acest mod. Dacă găsești spini, îi scoți, iar dacă găsești tăieturi, ai trei variante. Prima dintre ele este pui un cauciuc nou, a doua este să petecești cauciucul pe interior cu petec, nu știu, n-am făcut niciodată, și ultima dintre ele este să pui un ambalaj de sticlă de cola, de plastic, chiar în locul unde e tăietura cauciucului, pe interior, peste cameră. Ambalajul nefiind elastic, va împiedica camera să iasă prin tăietura cauciucului. Bineînțeles, asta e o soluție temporară până când ajungi să pui un cauciuc nou. Dacă ți s-a părut util tot ce am încercat să-ți prezint eu în acest videoclip, dă-i un share ca să vadă și prietenii tăi care nu știu să repare corect o pană. În felul ăsta îmi arăt și că apreciezi ceea ce fac eu aici. Îți mulțumesc și ne vedem într-un alt videoclip cu alte probleme de rezolvat. Pa, pa!